Tatuajele nu vor mai fi doar o preferință estetică, ci și o componentă de monitorizare a stării de sănătate, iar pentru asta oamenii de știință din Coreea de Sud au dezvoltat o cerneală specială prin care să poată fi realizat un tatuaj nanotehnologic. Cum ar putea fi monitorizată starea de sănătate cu ajutorul acestui tatuaj, știe colega mea Mihaela Chirc, editor Ales News. Mihaela, despre ce tatuaj este vorba? Bun găsit, Monica! Totul pleacă de la o cerneală electronică pentru astfel de tatuaje realizată din metal lichid și nanotuburi de carbon care funcționează ca un electrod bio. Cerneala este realizată din particule pe bază de galiu, un metal moale și argintiu utilizat de multe ori în cazul semiconductorilor sau al termometrelor. Nanotuburile de carbon ajută la conducerea electricității, oferind în același timp și durabilitate. Dacă cerneala este conectată la un dispozitiv EKG sau la un alt senzor, aceasta poate să trimită ritmul cardiac al pacientului sau alte semne vitale, cum ar fi și nivelul glucozei. Teoretic, astfel de monitoare ar putea fi amplasate oriunde, inclusiv în casele oamenilor. Practic, vei purta în interiorul propriului corp un dispozitiv care te va alerta automat în cazul unor potențiale probleme de sănătate. Steve Park, profesor de știința materialelor și inginerie care lucrează la acest proiect, spune că planul pe termen lung este să poată conecta un chip wireless integrat cu această cerneală, astfel încât să putem comunica și să putem trimite semnale către corpul nostru și un dispozitiv extern. Îți mulțumesc, Mihaela!